În seara aceasta o să vorbim despre noile programe. Cine a făcut dintre cei care sunt prezenți în seara aceasta, să vedem cine a făcut programul prin nou. Ia să vedem din cei care sunt. Ia uite, sunt 60 de persoane. Din aceste 60 de persoane, ia să vedem. Doamna Constanța Meirosu, da, doamna Baciu, Bobârcă, Ionela Copilau, Alina Oprea. Da, zice că fetița dumneai ei a făcut, da, perfect. Pentru că acum este sezonul, ar trebui să începem. Ia uite, doamna Maria Tulip nu l-a făcut încă, ok. Da. Doamna Baciu, sunteți încă trei persoane prezente alături de dumneavoastră, înțeleg. Bun. Perfect. Ia uite ce de oameni au încercat deja. Dar varianta FIT1, ați încercat-o? Am avut FIT1 și FIT2. Bun. Da. Încă nu urmează. Doamna Anca, o să urmeze FIT15, pentru că FIT1 nu mai aveam și vroiam cei care veți auzi în seara aceasta despre FIT15, veți vedea că sunt câteva lucruri în plus în ajutorul nostru pentru a putea să ținem cât mai bine aceste programe. Bun, fiind orele 20, ora României, pentru că sunt mulți care sunt și din afara țării și care urmăresc webinarul, atunci să începem să discutăm despre noul program FIT15, care are ca scop să te simți mai bine și să arăți mai bine. Cu toții știm că avem provocări în ceea ce privește sănătatea omului contemporan. Dacă lucrurile legate de ceea ce punem pe piele, cu ceea ce ne spălăm hainele, cu ce folosim în interiorul casei noastre și ce ne alimentăm, respectiv aspectele legate de un stil de viață mai puțin sănătos, toate acestea, mulți dintre noi, avem grijă și le îndeplinim. În ceea ce privește stresul și poluarea, aceste aspecte sunt inerente și sunt prezente în fiecare zi. Nu putem să trăim nici sub un clopot de sticlă. Nu putem nici să nu facem absolut nimic, pentru că și dacă străbați un oraș populat de la un capăt la altul, este imposibil să nu te enervezi, deci chiar dacă te duci numai la cumpărături. Toate aceste aspecte cumulate au consecințe asupra sănătății. Cele mai importante dintre dezechilibrele pe care le avem în organism datorită acestora sunt starea acidă, care în momentul în care organismul o percepe, încearcă să o readucă la normal, cu ce preț? Cu generare și acumulare de toxine, cu generare de radicali liberi. Un alt dezechilibru important pe care îl are omul modern este cel proinflamator, antiinflamator. Acest lucru se datorează unui conținut destul de mare de omega-6 în alimentația noastră, față de omega-3. De ce se întâmplă acest lucru? Datorită procesării alimentelor pe care noi le mâncăm, în marea majoritate fiind procesate în ulei de floarea soarelui, cel care are conținut mare de omega-6. Când știi că ai nevoie de un restart în sănătate? Păi, sunt lucruri pe care, chiar zilele trecute, am primit întrebarea. Cam la ce interval pot să fac programul Clean 9? Cam de câte ori pe an pot să fac acest lucru? Eu spun așa, ori de câte ori simți nevoia să faci acest lucru. Și să încercăm așa să exemplificăm cam ce se întâmplă când ai nevoie să iei un restart, chiar dacă, să zic, nu ai kilograme în plus, față de ceea ce consider că ți-ar fi în regulă pentru tine. Păi, insomnii, dureri de cap,
stare de somnolență, deși ne odihnim suficient, imperfecțiunea ale pielii de la celulită, coșuri, tot felul de erupții cutanate, durerile abdominale sau tot ce ține de sfera abdominală, respectiv sindrom de colon iritabil, constipație, tulburări ale ciclului menstrual sau ale dinamicii sexuale la bărbați, diversele pofte alimentare, miros neplăcut al transpirației sau al respirației, toate acestea sunt niște elemente prin care organismul nostru ne anunță că ceva nu este în regulă și că ar trebui să luăm măsuri. Ce să facem? Ca atunci când lucrăm la calculator și calculatorul merge mai încet, trebuie să-i dăm un restart. Cam așa se întâmplă și cu sănătatea noastră. Când nu mai funcționăm la parametrii maxim, trebuie să facem un restart. Cum putem să facem acest restart? Foarte simplu, pornind în primul și în primul rând cu programul PLIN 9, care este program de resetare metabolică și de detoxifiere, apoi să continuăm cu controlul greutății, iar FIT 15, din punctul meu de vedere, nu este doar un program de slăbit, ci este un program de schimbarea obiceiurilor alimentare. Și apoi, fie că trecem prin FIT 15, fie că vrem să fim sănătoși și atunci putem merge direct la programul Vital 5. Deci, în funcție de necesități, compania ne-a pus la dispoziție, de data aceasta simplificând lucrurile, dacă vă aduceți aminte, cu alte ocazii, cu programele dinainte, spuneam că după ce facem programul Clean nou, în funcție de necesitatea organismului nostru, putem merge pe FIT 1, FIT 2, Vital 5 sau FIT 1, Vital 5. E, acum lucrurile s-au simplificat, avem la dispoziție un singur program de 15 zile, care este mult mai ușor de urmărit. Clean 9 este, o să spun, deși am vorbit atâtea ori despre programul Clean 9, este cel care ne oferă punctul de start în călătoria spre a arăta mai bine și a te simți mai bine. Este foarte important, degeaba ne apucăm să începem să facem o dietă, chiar și urmată și sub formă de FIT 15, dacă înainte nu facem detoxifiere. De ce este important acest lucru? Pentru că în momentul în care îți schimbi stilul de alimentație, îți schimbi stilul de viață, cu sport, cu orice schimbare pe care o faci pentru tine și orice schimbare pe care îți obligi organismul să o facă, aceasta este percepută de organism ca și stres. În momentul în care organismul percepe acest lucru ca și stres, reglează lucrurile și chiar pornind să avem un stil de viață mult mai sănătos, se elimină toxine. Mai mult decât în mod obișnuit. Unde se duc acestea? În cel mai mare depozit de pe care îl are organismul și anume în tesutul adipos. Acolo se acumulează și lichidele, acolo se acumulează surplusul de lichide cu toxinele. În momentul în care noi terminăm dieta, terminăm cura de slăbire, ca să zic așa, în momentul acela toxinele rămân în tesutul adipos. Și ele își cer dreptul de a sta comod acolo și atunci tesutul adipos, adipocitul, începe să se balonizeze și se înregistrează acel efect de yo-yo. Practic, te vei îngrășa mai mult decât ai fost înainte dacă procesul de detoxifiere nu precede o cură de slăbire. Deci, este extrem de important ca la începutul programului să facem Clean 9 și după aceea să vedem pe ce cale apucăm către
program de vitalitate. Fie că vorbim de FIT 15 și Vital 5, fie că vorbim de, de Vital 5 direct. FIT 9 știm cu toții că are ca scop principal obținerea unui metabolism sănătos și realizează acest lucru cu suplimente care controlează foamea, cum ar fi garcinia, ultralight-ul, fiber, care, alte suplimente care contribuie la intensificarea arderilor, grăsimilor. Și aici, într-o mică măsură, participă și garcinia. Dar în cea mai mare măsură vorbim de TERM, construiește și reface, aici vorbim de ultralight, de genul de aloe vera și de fiber. Deci tot programul Clean 9 are acest scop principal. De ce este nevoie să facem, de ce Clean 9 și nu alte diete? Pentru că în primul rând este un simplu, nu este doar un simplu pachet de suplimente alimentare. În primele două zile ai alimente pentru toată ziua. Noi când ne apucăm să facem programul Clean 9, golim frigiderul, ca să fim siguri că nu mai ne luăm de alte lucruri de acolo decât ceea ce avem noi ca și scop. Consultanță de nutriție, de asemenea, broșura este extrem de bine pusă la punct, știm cu toții acest lucru, ne ajută să ne calculăm conținutul nutrițional, practic avem idei de meniuri, deci practic avem la pachet și un dietetician. Avem de asemenea un antrenor personal care ne spune cum să facem programul de exerciții și avem și consiliere în sensul că suntem sfătuiți când să ne cântărim, când să ne măsurăm, cum să ne gestionăm foamea. Deci, practic, nu este doar un simplu pachet de suplimente. De aceea îmi place să spun, este un program care te ajută să te simți mai bine, să arăți mai bine. Este programul de restart, este programul care te ajută să faci primul pas către stilul de viață sănătos. Ce poți obții cu Clean 9? Păi, într-o primă etapă, cam tot ce am arătat la început, că ar fi elemente pe care organismul tău ți le pune la dispoziție ca să te anunțe că nu este în regulă cu el, nu funcționează la parametrii maximi. Ce obții? Obții scădere în greutate, dar atenție, această scădere în greutate în programul Clean 9 se obține prin eliminarea toxinelor, prin eliminarea surplusului de... Doamna Petcu, am rugat la începutul expunerii, punem întrebările de consultanță numai la sfârșit. Vă rog din tot sufletul, nu mai mă întrerupeți. Da? Perfect, mulțumesc. Deci, obținem această scădere în greutate prin eliminarea toxinelor, prin pierderea surplusului de lichide și obținem un aspect tonifian, un aspect plăcut, ni se îmbunătățește aspectul pielii, al părului, al unghiilor, al facing. Se cunoaște când facem acest program. Deci cei care sunt în programul Clean 9 și cei care beau în mod constant gelul de aloe vera, au aceste aspecte. De ce insist să facem Clean 9? Indiferent dacă suntem slabi, indiferent dacă suntem grași. Deci insist încă o dată și menționez că este vorba de un program de restart. Este un program de detoxifiere și de restartare metabolică. De aceea avem nevoie de el. După ce ai terminat programul Clean 9 și ai dat câteva kilograme de care ești foarte încântat și dai uneori 4 kilograme, 5, alteori 2, alteori în funcție de cât de des faci acest program, deci atenție, cât de des facem acest program și cât de multe toxine și surplus de lichide avem de eliminat, după aceea intrăm în programul FIT, care este următorul pas în călătoria de a arăta mai bine. Ce conține FIT 15? FIT 15 conține gel de aloe vera, conține shake de tip ultralight de vanilie sau de ciocolată,
Gardenia 90 de capsule, Forever Fiber 15 plicuri și Forever Term 30 de tablete. Deci este un program de 15 zile. Ce este important de știut? Că în cadrul acestui program Fit 15 facem pasul către alimentație și către nutriție sănătoasă. Și pentru a ști acest lucru, vă reamintesc că proporția alimentelor pe care le mâncăm trebuie să conțină 45-55% hidrocarbonate, 25-30% grăsimi, într-un raport adecvat, că vorbeam de acel dezechilibru proinflamator-antiinflamator, adică cu raportul de 4:1 pentru omega-3, deci în favoarea omega-3, proteine 15-20%, maxim 0,7 grame pe kilogram corp pe zi și 6-7 grame de sare, cu un consum optim de lichide de 30 de mililitri pe zi ori greutatea corporală. Pentru că mă întreabă lumea cât să beau, cât minim consumul optim de lichide, cam acesta ar fi. E, acum, ce ne facem cu cântarul? Ce ne facem cu cântarul de alimente? Ce ne facem cu număratul caloriilor? Este foarte simplu. Am pus și eu această imagine. Cât ar trebui să mâncăm? Pentru că una mănânc eu la 1,65-1,66 m înălțime, cu 70 de kilograme față de soțul meu care are 1,85-86 m sau 100 de kilograme. Deci, categoric trebuie să existe o orientare și o adaptare a regimului alimentar, a meniului pe care ar trebui să-l mâncăm. Deci, ați observat aici cam care sunt proporțiile, cum ar trebui să mâncăm din punct de vedere alimentar. Programul Fit 15, ați văzut acolo, conține gel de aloe vera. Am încercat să transmit mesajul cât se poate de simplu, fără să spunem lucrurile sofisticate în ceea ce privește suplimentele pe care le avem în program. Deci avem gelul de aloe vera, cel care ne oferă curățenie la nivelul tubului digestiv, în special al colonului, și ce este foarte important, și nutriție concomitent. Este elementul de bază al programelor noastre, vorbim și de Clean 9 și de Fit 15, și dincolo de faptul că este o veritabilă hrană vie, cu enzime, cu tot ce avem nevoie ca și nutrient, are acești nutrienți au și o biodisponibilitate înaltă, adică se absorb foarte ușor. Ce mai avem? Ultralight, 17 grame de proteine cu 1 gram de fibre fără gluten, 18 minerale, vitamine. Dacă se prepară cu lapte, avem aproximativ 200 de calorii. Dacă se prepară cu apă, avem undeva cam în jur de 90 de calorii. Ce este important de știut aici? M-am tot confruntat cu comentarii din partea unor persoane care, mă rog, mă gândesc așa că sunt un pic mai catolice decât papa, în ceea ce privește faptul că pe ultralight avem scris zaharul. Deci să înțelegem că zaharurile sunt una, zahărul este alta. Zaharul înseamnă că sunt glucide prezente în aceste shake-uri și glucidele respective, zaharurile respective, sunt în mare majoritate conținute din, obținute din fructoză. Deci să încetăm așa un pic psihoza asta, aoleo, are zahăr. Hai să fim serioși, foarte mulți dintre noi ne punem zahăr în cafea și bem una, două cafele pe zi. Deja două, trei lingurițe de zahăr le luăm de acolo. Deci, haideți să încercăm să nu mai exagerăm un pic lucrurile. Forever Fiber este un aliment care asigură cantitatea de fibre
au rolul de, în acest program, au rolul de a oferi senzație de satietate și este elementul ideal pentru cei care nu-și pot asigura necesarul de fibre din alimentația pe care o au în mod obișnuit. Este o porție conține 5 grame de fibre solubile fără gluten, este foarte important acest lucru, pentru că cercetările au arătat că există mult mai multe persoane care au intoleranță la gluten decât sunt diagnosticate. Și atunci este bine ca fibrele respective să fie fără gluten. Garcinia este o combinație din fructul de garcinia și microelementul, oligoelementul crom, care modulează foarte bine secreția de insulină, cea care este răspunzătoare de senzația de foame. Forever Term este un supliment alimentar complex, alcătuit din două grupe de elemente, vitamine care asigură un metabolism normal și oferă energie, respectiv vitaminele C, B1, B2, B6, B12 și a doua grupă sunt elementele vegetale care intensifică arderile. Aici vorbim de extract concentrat de ceai verde, de cafea verde, de guarana și de cetone din zmeură și care contribuie la arderea grăsimilor, mai ales că peste o anumită vârstă metabolismul este mai încet și atunci are nevoie de un stimulant extern. Pachetul FIT 15 este suplimentele, sunt exact aceleași, așa cum avem și în programul FIT 1 comparativ cu programul FIT 2. Deci FIT 15 este o variantă simplificată în sensul că avem un program unic de suplimente, dar în funcție de ceea ce primim ca sfaturi în broșură, care este extraordinară, nu știu câți dintre dumneavoastră ați apucat să vă uitați, pentru că broșurile sunt deja afișate pe site-ul oficial al companiei noastre de aproape o săptămână. Deci, în funcție de exerciții, în funcție de preocupările pentru sănătate și pentru alimentație, care sunt pe fiecare dintre aceste programe, FIT 15 este în situația aceasta începător, intermediar și avansat. Deci, fiecare dintre ele se adresează diferit. Dacă ai tocmai terminat programul Clean 9, să faci o mică analiză. Ia să vedem. Sunt încă la momentul la care fac exerciții fizice simple, o alergare, am o orientare către alimentație sănătoasă și sunt acestea sunt preocupările pe care le am. Dar nu sunt, nu mă duc foarte des, nu mă duc de două, trei ori pe săptămână la sală, ci merg mai ușurel așa cu exercițiile, atunci se cheamă că sunt un începător, deci fiecare dintre noi trebuie să se analizeze, să vadă cam pe unde se situează și merge mai departe după Clean 9 cu varianta cea mai bună pentru el. Deci, FIT 15 este pentru persoanele, de exemplu, și persoanele care sunt mai în vârstă și care nu pot face un efort fizic susținut și intens. Dacă ești activ și știi câte ceva despre hrană sănătoasă, știi cam cum să mănânci, știi chestia asta măcar cu palma, cât ar trebui să mănânci carne, cât ar trebui să mănânci brânză, nu combini greșit alimentele, atunci ești fit intermediar. Deci poți să iei programul F15 intermediar. Dacă deja ai o rutină și faci în fiecare zi exerciții fizice și cauți noi provocări, te duci și participi la maraton sau la semi-maraton, în situația aceasta ești deja fit 15 avansat și opțiunea pentru tine mai departe trebuie să fie această variantă. Bun, am spus că FIT 15, programele, conțin
Deci, ce ai nevoie practic pe 15 zile? Adică, două bidoane de gel de aloie, un ultra light, o porție, deci un plic, Gardenia plus 90 de capsule, Forever Fiber 15 și Terp 30 de capsule. Aici avem prețul de cumpărător și punctajul pe care îl oferă acest program. Practic, și Fit 15, la fel ca și Clean 9, are ca scop principal tot obținerea unui metabolism sănătos cu aceleași grupe de suplimente alimentare care să realizeze controlul foamei, arderea grăsimilor și construcție și refacere. Deci, practic, este mult mai ușor să mergi mai departe cu programul 15 imediat ce a terminat programul Clean 9. De ce Fit 15 și nu mergem în continuare pe Fit cum era înainte de 30 de zile? Foarte simplu, pentru că elefantul îl mănânci mai bine din bucăți, nu? Cam așa ar veni treaba. Adică, ai în funcție de cum ai te simți confortabil cu preocupările respective, iei programul ca atare. Deci, pornești cu Clean 9, apoi Fit 15 începător. Dacă ești începător, deci cum am explicat puțin mai sus, în funcție de ce știi și cum te simți, dacă ai făcut programul Clean 9 și te duci la semi-maraton și alergi în fiecare zi, deja, după ce ai terminat programul Clean 9, mergi cu Fit 15 avansat. Dacă e prima dată când ții decizia să pornești și să faci niște schimbări în viața ta în ceea ce privește starea de sănătate, termin programul Clean 9, nu ai făcut sport înainte de acest program, atunci cea mai bună opțiune este să mergi mai departe cu Fit 15 începător. Și în funcție de cât de bine te simți în programul acesta, optezi să faci programul Fit 15 de două ori, Fit 15 începător de două ori, sau poți să treci direct după o tură de 15 zile cu Fit 15 începător, poți trece la intermediar. În funcție de cum te simți că poți merge mai departe. În ceea ce privește programul Fit 15 începător, este cel care te învață cum să mergi mai departe, să îți obișnuiești organismul, să meargă către calea scăderii în greutate. Atenție, acum nu vom mai da atât de multe kilograme jos, așa cum s-a întâmplat în programul Clean 9, da? Și toți mentorii de stil de viață, de coaching mental și așa mai departe, spun în felul următor. Orice schimbare pe care o faci, ca să poți să o duci până la capăt, este nevoie să o practici măcar 21 de zile. Deci Clean 9 cu Fit 15 îndeplinește condiția de a te pune pur și simplu pe drumul cel bun către a schimba și pentru a începe ca mai departe să poți să duci corespunzător programele. Deci să schimbi stilul de viață și să mergi mai departe pe această cale. În Fit 15 începător se introduc, de fapt se continuă cu genul de exerciții de bază, cu exerciții ușoare, în care îți folosești propria greutate corporală și care pot fi făcute sub formă de un circuit, deci care să îți ia de sus până jos grupele musculare și să te ajute să poți să faci aceste exerciții de minim 30 de minute, acel 30 de minute de exerciții fizice pe care ar trebui să le facem în fiecare zi. Deci, practic, avem și accesare, deci vedeți aici foreverfit15.com, se găsesc aici exercițiile. Efectiv, sunt exerciții, este ca și cum ai avea propriul antrenor în casă. Broșura conține informații utile despre
cum să te hrănești sănătos, care să fie echilibrul corect între proteine, carbohidrat și grăsimi, exact ce am prezentat eu mai devreme, acea proporție procentuală. De ce este important să bei apă când îți dorești să scapi de kilogramele în plus? Ce mai include broșura? Rețete delicioase pentru mic dejun, prânz, cină, gustări, precum și tot felul de variante de, în care să utilizezi shake-urile, nu doar le pui în apă sau în lapte și atâta tot. Sunt o grămadă de sugestii, deci așa cum spuneam, practic ai un program complet care să te ajute să duci mai departe crearea de obiceiuri sănătoase. PIP15, intermediar, este varianta care spuneam, te analizezi după ce ai terminat programul FIM 9. Dacă nu ai făcut sport deloc înainte, ai făcut programul PIP15 începător, poți să treci la intermediar, fie după două programe de PIP15, sau chiar și unul singur, în funcție de cum te simți pregătit. Sau pur și simplu, dacă ești un pic activ dinainte de a face programul clean nou, cunoști principiile de bază ale alimentației sănătoase, atunci deja ești fit 15 intermediar și nu mai este nevoie să iei varianta de începător. Poți trece direct către aceasta. Ce te învață FIT 15 intermediar? Cum să simplifici dieta, să alegi alimente sănătoase, să înțelegi de ce somnul este extrem de important și de ce este bine să mergi mai departe pe calea controlului greutății. Exercițiile sunt deja, pornesc de la cele de bază care s-au practicat pe parcursul programului Clean 9 și se continuă în programul FIT 15 și sunt programe care te ajută să crești în special rezistența fizică și să începi să dezvolți deja o musculatură suplă, să fii mai tonic. De asemenea, ai și linkul la dispoziție foreverfit15.com unde pentru această grupă ai alte tipuri de exerciții față de cele în clip 9 și în tip 15 începător. De asemenea, sunt mai sunt introduse aici exerciții cardio de o intensitate mai ridicată, care să te ajute să arzi mai repede caloriile. Sunt date inclusiv în funcție de ce fel de gimnastică și de ce fel de efort fizic preferi să faci. Sunt date și antrenamente de tip yoga, care sunt concepute pentru programul FIT special și care să te ajute să-ți modelezi corpul și să devii mai categoric, mai flexibil și mai tonifiat. FIT 15 avansat, de asemenea, poți să-l începi fie direct după programul CLIN 9, dacă înainte să te apuci de aceasta erai o persoană activă, o persoană care aleargă în fiecare zi, care face sport în fiecare zi și care are nevoie de noi provocări, sau dacă ai trecut cu succes prin etapele anterioare, CLIN 9, FIT 15 începător, FIT 15 intermediar și ai ajuns la un anumit grad și de apreciere a alimentelor și de apreciere a cum să conduci o dietă corespunzătoare pentru sănătate, plus introducerea de antrenamente specifice pentru rezistență, care să aducă un plus de tonifiere și performanțe adevărate. Deci este practic FIT 15, varianta foarte bună pentru sportivii care sunt orientați deja cu parte de performanță. Se crește intensitatea antrenamentelor de tip cardio, sunt exerciții intense care să te pregătească fizic și să-ți crească rezistența și tonifierea. Deja aici kilogramele în plus nu mai sunt, ci pur și simplu este partea legată de doar de construcție și de tonifiere.
Aici sunt observați ce am dat și eu mai devreme, cum să te alimentezi sănătos, cum să-ți măsori porțiile de mâncare, fără să fie nevoie, în funcție de mărimea palmei, fără să fie nevoie să stai cu cântarul lângă tine și cu tabelul de calorii. Deci deja sunt lucruri care intră în rutină, sunt lucruri care deja le știi, le-ai învățat în programele anterioare și îți este foarte ușor să nu mai calci strâmb în ceea ce privește partea de alimentație. Practic, programul în totalitate, cu broșurile extrem de explicite, de complexe și de ușor de urmărit, ne oferă principii despre stil de viață sănătos, cum să refaci corpul după antrenament, cum să te alegi alimentație corectă, în funcție de pregătirea și de cunoștințe, de pregătirea ta fizică și de cunoștințele tale în ceea ce privește starea de alimentație. Practic, fiecare broșură are cele trei tipuri de lucruri, dietele adaptabile, programele specifice de antrenament și partea de consultanță nutrițională și dietetică, cum spuneam, cu idei de rețete, inclusiv legate de shake-ul de ultralight, pe care să îl poți combina și să nu iei doar așa monoton, să te saturi de el și să nu-ți mai vină să, după un 15-30 de zile să nu mai îți dorești. Deci există varianta extrem de complexă. Practic, pașii către stil de viață sănătos, către a arăta mai bine, sunt făcute după aceste două etape. Clean 9, Fit 15 și apoi se poate trece a la lung pe nutriție avansată în pași simpli, respectiv programul de vitalitate Vital 5. Eu atât am avut să vă spun despre programul Fit 15, care este o variantă foarte bună și mult mai adaptabilă pentru fiecare dintre noi, pentru necesitățile fiecăruia dintre noi, plus faptul că să reținem, apropo de lucrurile de tip vai de mine, domnule, ce scump este, ce-o fi având în el, hai să înțelegem că avem practic în programul Fit 15 undeva cam 60-70% din alimente pe care ar trebui să le mâncăm oricum, le avem deja în programul Fit 15. Concomitent avem antrenor personal, concomitent avem dietetician personal care să ne ajute să ne alcătuim programul de alimentație și programul de sport, programul de exerciții, îl avem, toate acestea ar fi costa bani. Deci, practic, toate aceste lucruri le avem comod la noi acasă. Pur și simplu poți să-ți cuplezi televizorul la laptop și să-ți faci programul de gimnastică.